Ziua, numele meu este Daniela Efrim și astăzi vom face câteva aplicații din practică la patru latere, respectiv paralelogram, dreptunghi, romb, pătrat, trapez și ariile suprafețelor studiate. Linia frântă este formată din segmente paralele cu AB sau BC. Se dau AB 19 metri, BC 16 metri, se cere lungimea liniei frânte. Ducem paralel la AB și BC și obținem LA paralel cu JM, paralel cu HN, paralel cu FO, paralel cu DT, paralel cu BC. AB paralel cu LR, paralel cu JS, paralel cu HT, paralel cu FX, paralel cu DC. Deoarece JM este paralel cu LA și LK paralel cu AM, obținem că AM KL paralelogram și LA este congruent cu KM, AM congruent cu LK. ABRL este paralelogram și obținem LA congruent cu RB. JS paralel cu AB și JM paralel cu IN. Obținem că MNIJ paralelogram și JM congruent cu IN și JI congruent cu MN. KRSJ este paralelogram și obținem JK congruent cu SR. HG paralel cu NO și HN paralel cu GO. Obținem NOGH paralelogram și HN congruent cu GO. De asemenea, HG congruent cu NO. ISTH este paralelogram și obținem HI congruent cu TS. FE este paralel cu OP și FO paralel cu EP. Obținem OPF paralelogram și laturile opuse sunt paralele și congruente, FE congruent cu OP și FO congruent cu EP. GTXF este paralelogram și obținem FG congruent cu XT. DP paralel cu KB, DC paralel cu DPB, obținem PBKD paralelogram și DC congruent cu PB, DP congruent cu KB. EXCD este paralelogram și obținem DE congruent cu CX. Obținem astfel AL plus LK plus KJ plus JI plus IH plus HG plus JF plus FE plus ED plus DC este egal cu BR plus AM plus RS plus MN plus T plus NO plus TX plus OP plus XC plus PB. Dar cum BR plus RS plus ST plus TX și plus XC face BC, iar AM plus MN plus NO plus OP plus PB face AB, atunci lungimea liniei frânte din figură este AB plus BC, adică 19 plus 16, adică 35 de metri. Într-o localitate s-au amenajat 15 parcări având forme de trapez, isoscel și dimensiunile ca în figură. Lungimile sunt exprimate în metri. Calculați lungimea bordurilor pentru parcările construite. Știind că s-au folosit borduri paralelepipedice din piatră cu lungimea de 25 de cm, câte astfel de borduri s-au utilizat pentru amenajarea acestor parcări? În figura ABCD ducem înălțimile DE și CF. DE perpendicular pe AB și CF perpendicular pe AB. DEFC este dreptunghi și obținem că DC este congruent cu EF. Trapezul este isoscel și atunci AD este congruent cu BC. Triunghiurile ADE și BCF sunt triunghiuri congruente. Avem unghiul DAE de 60 de grade și unghiul CBF de 60 de grade. AD congruent cu KB.
unghiul D, E, A și unghiul C, F, B sunt unghiuri de 90 de grade. Obținem că AE este egal cu BF, este egal cu AB minus DC supra 2, adică 5 metri. În triunghiul ADE, unghiul EAD are măsura de 60 de grade. Obținem, datorită faptului că unghiurile ascuțite în triunghiul dreptunghic sunt complementare, unghiul ADE este egal cu 90 de grade minus 60 de grade, adică 30 de grade. Aplicăm teorema unghiului de 30 de grade. Rezultă că AE este egal cu AD pe 2. Obținem astfel 5 este egal cu AD pe 2, adică lungimea lui AD este de 10 metri. AD plus DC plus CB este egal cu 40 de metri. O bordură are 25 de centimetri. Pentru aceasta trebuie să transformăm în metri. Deci 25 de centimetri este egal cu 0,25 metri. Avem 40 de metri împărțit la 0,25, adică ne dă 160 de bucăți bordură. Avem 15 parcări, astfel obținem 15 ori 160, înseamnă că avem nevoie de 2400 de borduri. În figura alăturată sunt reprezentate terenurile obținute de un fermier. Triunghiul dreptunghic isoscel ABC cu AB congruent cu AC, AB este egal cu AC și egal 200 de metri și pătratele AB, FG, AC, HI, BC, CE. Între H și E, fermierul realizează o cale de acces. Calculați lungimea drumului cel mai scurt, între punctele H și E. Pentru a calcula lungimea acestui drum, vom demonstra că punctele H și E sunt coliniare. Triunghiul ABC este dreptunghic isoscel. Măsura unghiului ACB este de 45 de grade. CBED este pătrat și în pătrat diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor drepte, deci unghiul BCE este egal cu 45 de grade. Unghiul HCE este egal cu unghiul HCA plus ACB plus unghiul BCE, adică 90 de grade plus 45 de grade plus 45 de grade, adică 180 de grade. Punctele HCE sunt coliniare. În triunghiul ABC aplicăm teorema lui Pitagora și obținem CB la pătrat, ipotenuza la pătrat, este egal cu CA la pătrat plus AB la pătrat, adică cateta 1 la pătrat plus cateta 2 la pătrat. Deci obținem că CB pătrat este egal cu 200 la pătrat plus 200 la pătrat, adică 2 ori 200 la pătrat. Deci CB este egal cu radical din 2 ori 200 la pătrat, ceea ce înseamnă 200 radical din 2 metri. În triunghiul CBE aplicăm din nou teorema lui Pitagora și obținem CE pătrat este egal cu CB pătrat plus BE pătrat. Adică CE pătrat este egal cu 200 radical din 2 la pătrat plus 200 radical din 2 la pătrat. Adică obținem 2 la a doua ori 200 la a doua. Adică CE este egal cu radical din 2 la a doua ori 200 la a doua. Am obținut că CE este 2 ori 200, adică 400 de metri. HE este egal cu HC plus CE, adică 200 plus 400, ceea ce înseamnă 600 de metri. Doriți să cultive unul din terenurile HFBG sau DKBE cu porumb și se întreabă pe care suprafață să o cultive pentru a obține o cantitate mai mare de porumb. Pentru suprafața HFBG, triunghiurile KHA, ABC și BFA sunt congruente, triunghiuri dreptunghice isoscele, având catetele de 200 de metri. Suprafața cultivată este alcătuită din ariile celor trei triunghiuri, deci area lui HFBC este egal cu de 3 ori area triunghiului KAB.
este egal cu 3 ori CA ori AB supra 2, adică cateta 1 ori cateta 2. Egal cu 3 ori 200 ori 200 supra 2, pentru că lungimile celor două catete sunt de 200 de metri și obținem 60.000 metri pătrați. Pentru suprafața DKBE, fiind un pătrat, area este egal cu CB pătrat, adică este 200 radical din 2 totul la pătrat, ceea ce înseamnă 200 la pătratul radical din 2 la pătrat, ceea ce înseamnă 40.000 ori 2, adică 80.000 de metri pătrați. Prima suprafață are 60.000 de metri pătrați, iar cea de-a doua are 80.000 de metri pătrați. Deci, fermierul va cultiva pe suprafața DKBE. A ales să cultive porumb pe suprafața mai mare. În medie a obținut o producție de 2500 kg pe hectar, iar prețul mediu de vânzare a 1 kg este de 0,64 lei pe kilogram. Să estimăm ce sumă de bani a obținut fermierul, presupunând că a vândut toată cantitatea de porumb obținută de pe acest teren. Un hectar are 10.000 de metri pătrați. Obținem 8 hectare de teren cultivat, adică 8 ori 2500, ceea ce înseamnă 20.000 de kilograme. 20.000 de kilograme înmulțit cu prețul de 0,664 lei, obținem 12.800 lei. În anul următor se gândește să cultive suprafața MNP cu porumb, unde MNP reprezintă centrele pătratelor. Presupunând că obține aceeași producție la hectar, cât la sută reprezintă suma în lei obținută în acest an față de anul precedent? Triunghiurile MKN și triunghiul MBP sunt congruente. Avem unghiul MKN egal cu 135 de grade, 90 plus 45. Unghiul MBP este egal cu 135 de grade, 90, unghiul MBA plus 45 de grade, unghiul ABP. MK este congruent cu MB și egal cu 200 de metri. CN este egal cu BP și este egal cu CI supra 2, adică 200 radical din 2 supra 2, adică 100 radical din 2 metri. KB este paralelă cu HA, deoarece unghiul BKA este congruent cu unghiul KAH, unghiuri alterne interne tăiate de o secantă, secanta fiind CA. CB este paralel cu AF, deoarece avem secanta BA, iar unghiurile alterne interne sunt CBA și BAF, care sunt congruente. Conform axiomei paralelor, prin punctul A putem duce doar o paralelă la dreapta CB. CB este paralel cu HF. Cum N este mijlocul lui HA și P mijlocul lui AF, rezultă că punctele NAP sunt coliniare. Putem demonstra că punctele NAP sunt coliniare, calculând măsura unghiului NAP. Obținem că acesta are 180 de grade. Punând că obține aceeași producție la hectar, cât la sută reprezintă suma în lei obținută în acest an față de anul precedent? MN este congruent cu MP, deci triunghiul MNP este isoscel. NA este egal cu AP și egal cu 10 radical 2 metri. Obținem că MA este mediană în triunghiul isoscel MNP. Implică MA este și înălțime. Area triunghiului MNP este MA ori NP supra 2, adică 200 radical din 2 ori 200 radical din 2 supra 2, și obținem area triunghiului MNP 40.000 metri pătrați. Cum un hectar egal cu 10.000 metri pătrați, obținem 4 hectare de teren cultivat, adică 4 ori 2500, deci am obținut 10.000 de kilograme. 10.000 kilograme mulțit cu prețul unui kilogram 0,64, adică 6.400 lei. Față de anul precedent, suma în lei obținută este
de 6400 ori 100 supra 12100, adică 50. Deci, suma în lei obținută în acest an reprezintă 50% din suma obținută în anul precedent. O punem spre rezolvare. Calculați câți lei va obține fermierul dacă va cultiva suprafața IBKH, presupunând că fermierul ar obține aceeași cantitate de porumb la hectar și porumbul s-ar vinde cu același preț. Presupunând că fermierul ar cultiva suprafața KNPB cu porumb, producția obținută la hectar ar fi de 2800 kg pe hectar și prețul de vânzare ar fi același. Calculați suma de bani pe care ar obține fermierul. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lume.